Acțiunile de control la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat pe raza județului Hunedoara, au ajuns la final. Un final nu prea fericit, deoarece comisiile mixte de control au constatat 630 de deficiențe. Au închis activitatea la 6 firme, la alte 3 firme au suspendat activitatea, alte 3 firme au rămas fără autorizații de funcționare, iar amenzile aplicate au fost de aproape 1,2 milioane de lei. Totodată, ca urmare a deficiențelor constatate pe timpul controlului, au fost dispuse 642 de măsuri. Cele mai grave, 3 măsuri de retragere a autorizațiilor, avizelor, documentelor de funcționare, comercializare și transport, 3 măsuri de suspendare a activității operatorilor economici, 6 măsuri de închidere a activității operatorilor economici, 392 de măsuri de remediere a deficiențelor, disfuncționalităților, regulilor constatate. În județul Hunedoara, acțiunile de control au început la sfârșitul lunii august și s-au încheiat în 31 octombrie, timp în care au fost verificate 33 de stații PECO, 29 de stații mixte și 10 stații GPL.